În această ediție vorbim despre două femei care au ajuns după gratii. Pentru a ajunge în sectorul destinat mamelor cu copii, am fost verificați minuțios de către gardieni. Am trecut mai apoi printr-un hol lung, care și mai mult ne despărțea de libertate. Mă numesc Mazurencu Alexandru, am 21 de ani. Stau pe furt, articolul 186, condamnată pe 4 ani. Stau de 2 ani și 5 luni. Și mai am 5 luni. La penitenciarul numărul 16 Pruncul, mamele cu copii se află într-un bloc separat, amenajat cu teren de joacă îngrădit. Dincolo de această poartă se ascund adevărate drame, destine distruse, lacrimi și suferință. Au greșit și au fost condamnate. Am fost extradată din Rusia după cererea procurorului din Moldova, pentru o infracțiune care a fost comisă în 2011-2012. M-a luat cu copii împreună, m-a spus că o să fie tot bine să-mi dă drumul acasă. Dar s-a primit așa că pe mine m-au arestat și copiii l-au luat la casă, la un centru de reabilitație. Să înțelegeți, copilul cel mai mic într-atât era legat de mine, ca de atașare, când l-a zmus din mâinile mele, din braț. Au rupt și unghii la rochița care avem și copilul ăsta două zile, cum am înțeles, în spital, că a avut nu mânca, nu nici a avut un șoc. De la asta au început probleme cu stomacul, când se enervează, începe plânge, începe să-l doare stomacul și până și acum probleme, nu poate să alimenteze normal, ca un fel de alergie la gluten. La femeile vorbesc urmează mărturii șocante. Două femei au îngrozit lumea prin faptele lor. I-au făcut pe oamenii dragi să sufere. Am crescut într-o familie vulnerabilă. Tata mai servie, nu era întotdeauna adecvat. Am început a striga, eu m-am luat cu verii, am început a fugi de acasă, m-am luat de urma lor, am început a fura prin sat. Fugem mai mereu de acasă. Mă ducem pe zi acasă, fugem. Iar... De ce? Pentru că nu era frică, am prins o frică de tata meu. El vă bătea? Putea scoale la nezul nopții de la tătănica să răcânească, să... Și apoi eu. Fugem. Povestea Anei este sumbră, ca și anturajul în care a crescut și a trăit. Mama nu spune nică, Ana, stai acasă. Hai, stai acasă, nu te mai du. Și dacă mâncam bătaie și zvârâ, mama, puteți să o iei și mama. Și plânge țăraca mamă cât o tras. Dar nu vă era milă de mama că suferă și ea? Dar ei nu era mie, nu era, dar îi spune îmi leapă, dar că și mama a mâncat bătaie și eu și puteți să trezească la nezul nopții, zvârghească în traiurea. Fata din imagine a început să fure pentru a se răzbuna pe cel care i-a dăruit viața, iar patima pentru furturi a ținut-o în taină. Atunci nu mă gândeam asta. Dar ce vă gândeați? Eu mă repede să mă duc, să prietenii. Chiar dacă erați bătut și pedepsită? Da. Păi nu vă era frică că a doua oară o să fie mai dureros decât prima? Nu, mă. Eu mai tare o lua când facem furturi, a luat tata la poliție. Și mereu striga la dânsul. Și eu îmi împărie că eu îi fac rău lui. Pe urmă am crescut și ne-am dat seama că ne-am făcut rău nii, nu. Și apoi eu, ca când mă trăgesc, mă duc acolo, că știam că o să-l chem tata la poliție. Nu furam, Doamne ferești, ne ducem la oameni de prin grădini. De astea luam, dar... Când vedeam că îl cheamă, parcă eram și mai fericită. De ce? Că gândeam că pe dânsul pedepsește. Dar de ce vreați ca tata să fie pedepsit? Pentru că n-am știut ce înseamnă iubirea de tată. Numai eram copil și când se uita la mine, eu știam frica asta de tată. Încet viața Anei s-a schimbat radical, dar nu într-o direcție corectă. Ana își amintește de o pedeapsă umilitoare, care nu o poate uita, chiar dacă au trecut aproape 10 ani. Când mă lega de copac din fața căsei și am stat acolo două zile. Am fost cu vărul meu pe la călăraș
M-a găsit mama cu unchiul meu, fratele lui mamă. Mă-ți acasă și noi în fața casei avem un nuc. Și m-a legat cu o mână de sus și de un cior jos. Și cum lajă mă băte. Și când o văz că ridic numai un cior sus, ne l-a legat special. Păi și nu a venit un an de mie și m-a văzut acolo. Mama, nu puteți să facă nimic pentru că nu mă plânge. Pentru că el îți ducea la lucruri și zicea că Doamne ferește, prochete din asta. Asta n-a să uit niciodată, nu pot să uit. Ce vârstă aveați atunci? Vreo 13 ani. Și cât timp a stat așa, atârnată de copac? 2 zile. Până a venit Nana Maria și a putea striga la mamă și mă dezlegat. Avem niște cioare vinete, nu putem merge aproximativ. Deținuta recunoaște că prin astfel de metode tatăl său a încercat să o determine să renunțe la plecări neanunțate de acasă și să nu mai comită furturi. Acolo cât am stat pe pat, o oră de vreme și am fugit de acasă. N-am stat să dau ochii cu dânsul, mă temem de dânsul. Și asta vă motiva să faci alte infracțiuni ca el să fie pedepsit? Da. Așa gândeam eu ca copil. Dar singur mergea să erați influențată de prieteni? Nu, eram... Am un văr mai mare. Cu 4 ani mai mari ca mine. Și încă 2, unul cu un an mai el și unul de o seamă cu mine. Dar cu dânși mă ducem. Mereu mă ducem cu dânși. Și nimeni nu v-a spus că nu este bine, nu este corect ceea ce faceți? Te-ai înțeșit lumea de prin sat că să ajungi ei la pușcărie. Dar noi ne rădem, noi ne pare că pușcăria e tabără. Când îi spun eu copiii mei mari, ei la pușcărie nu e așa de la tabără. Acțiuni necontrolate, prieteni nepotriviți sau o decizie negândită pot cântări greu în balanța vieții. Ana a ajuns să plătească cu propria libertate, iar destinul său s-a schimbat definitiv. Astfel, instanța a condamnat-o pe Ana la 4 ani de închisoare în penitenciar pentru un șir de furturi. La Călăraș ne-a dat 3 luni. Pentru ce? Pentru furt, un furt din sat. Din tăi am stat în penitenciar număr 13, pe urmă 7 ruscă, pe urmă iară 13 și te-am aici. Ce vârstă aveați atunci? 19. Deci prima dată când ați fost încarcerat în penitenciar, ce vârstă ați avut? 19. 19 ani. Pentru ce? Pentru furt. Ce ați furat? Sunt multe. De-am când am crescut mai mare, când tot cu furatul, putem să mă duc în companii, cu prieteni, și putem să fur orice. Și fugem de acolo. Pentru ce furați? Neajunsuri sau era deja pasiune? Era de furt? Parcă un... de prindere. Parcă nu știu, dacă mă ducem undeva și nu luam ceva, parcă nu ne ajunge ceva. Nu știu, parcă ne-a intrat în sânge. Și ce ați furat atunci? Un telefon și vreo 2000 de lei. Până a ajunge după gratii, Ana iubea un băiat care i-a marcat existența, care i-a dat viața peste cap. Sarcina a apărut cu puțin timp înainte ca pedeapsa să devină definitivă. Ajunsă la Rusca, a descoperit greutățile vieții a unei femei gravide după gratii. La noi, la lucru, la prășit a venit. Adică ați lucrat cu ziua? Nu, el a venit la mine acasă, la părinții mei, la lucru. Și a stat la mine vreo 4 zile. Pe urmă când s-a dus, a început să-mi scrie, să mă suni, ne-am întâlnit de, nu știu, vreo 4 luni. Și apoi am început a trăi împreună. Ce vârstă avea el? 21-23. Și dumneavoastră? Fără o lună, 18. Și apoi am început a trăi împreună, el ducea la lucru, eu își dăm acasă. Pe urmă, mine m-a închis și el a dispărut. Nu, am vorbit prima perioadă, 5 luni, am aflat că sunt sărcinată, l-am sunat pe dânsul părinței în primul rând, le-am spus chiar că sunt sărcinată, el, tipa, era bucuros. La Rusca mă ducem cu dânsul la întrevedere la Skype. Permanent, când îl sunam, era bat.
Și când pe mine m-a dus înapoi la 13, el era la ziua lui pe 19 iunie. Și vârghe multe prostologii. Și eu l-am blocat. De atunci n-am mai vorbit. Mama l-a sunat, eu zic chiar că ai o fată, Alexandra, ea ca o născut. Și sănătoasă. Nașterea a avut loc la Institutul Mamei și Copilului. Ulterior, femeia a revenit în închisoare împreună cu bebelușul. Pe 11 noiembrie 2021. Unde s-a născut? La mama și copilul. Acolo am născut, pe urmă pe aici. Da, aici este de pe 2 septembrie 2021. Și atunci când ați devenit mamă și ați venit aici, nu ați avut rămușcări că nu ați născut și nu v-ați dus acasă, dar v-ați întors într-un penitenciar? Pe de-o parte, parcă avem așa, dar pe dintr-o parte mă gândeam că n-am să stau o viață, am să ies totdeauna, am să ies de toată și eu curată. N-am să și eu să mă ascund din poliție sau să fug sau... Așa să pot ieși normal cu copilul, să ne-l cresc, să ne-l... fără să mă ascund de cineva. Dintr-o parte, da, era că ia că mă duc, îi duc copilul, cum să crească acolo și a să vadă el. Dar pe urmă... Da, ați avut acest sentiment de vinovăție? Da. Alexandra a văzut lumina zilei prin gratiile închisorii Pruncul. A plătit și ea fără voie pentru greșelile mamei, iar primele zile au fost cele mai complicate pentru ambele. Grele. Mă temeam de copil. De ce? Era mititică. Nu putem spune o mână pe dânsa că mă temeam. E plângea, eu nu știam și vrea. Nu știam cum să o schimb, nu știam, nici nu știam. Și apoi vorbim cu mama, ne se dă voie odată în săptămână și apoi întâșem și înscriem pe foaie tot ce trebuie să întreb. Că primul copil n-am văzut, n-am auzit, n-am avut copii acasă ca să știu. Unica știe ce știem, asta e să o înfăș. Că sora mai mică, mama m-a învățat cum să o înfăș restul. Nică n-am știut și era greu. Pe urmă, mama, mă duceam la medici, vă rog frumos arătați-mi, vă rog frumos cum să fac masaj. Și cu încetul m-am învățat. Dar doamna pediatru ne-a fost a doilea mamă. E tot ne-a arătat, tot m-a învățat, tot. Să nu fost ea, păi era mai greu. Ana ar vrea să poată da timpul înapoi. Realitatea din penitenciar este greu de suportat. Am alte... Văd altfel viață. Înainte, chiar când primele luni când m-am închis, ei mă duc acasă, mă apuc, mă duc, distracții, amul e altfel. De mult îmi pare rău, chiar de aceiași prieteni care am avut, îmi pare rău că nu i-am ales normal. Da, multe am văzut, multe văd în fiecare zi. Și când să mă duc acasă, să mă feriez de tăte. Avem prieteni. Mereu, hadem la distracții, hadem acolo. Și apoi eu mă ducem, hadem. Dar când pe mine m-a închis, nu a rămas nici un prieten. Tot s-a dispărut. Ceva din prietenii noastre mai este în penitenciar? Nu. Doar dumneavoastră? Da. De-am înțeleg, trebuie să-mi spășesc pedeapsa și să mă duc acasă, știu că n-a să mai fac nică, a să mă feriez de tăț și a să știu altfel. Va putea pleca acasă, dar peste un an și câteva luni, doar că nu va mai fi adolescenta pusă pe șotii, ci o femeie marcată de închisoare. Să nu mai fur niciodată, să nu pun mâna pe un cap de ață, care nu e meu, să... Instimez mai tare mamă, că dacă eram acasă, o sunam dată în lună, dată la două luni. Dacă să mă duc acasă, mă tind ca să o sun la fiecare 5 minute. Multe am luat, adică am învățat. În primul rând, din familie, cu nimeni nu țin legătură, adică când s-a închisă, cu nimeni nici nu vreau să țin legătură, nici nu m-o căta din familia lui mamă. Și
am zis că nu vreau să vorbesc cu nimeni, pentru că cum m-a închis, m-a început a vorbi de rău. Cum eram acasă, eram, Doamne ferește, cea mai bună. Cum m-a închis, gata, m-a început a vorbi de rău. Și am spus că când mă duc acasă, nu vreau să văd pe nimeni din familie, în afară de mama și sora, pe nimeni nu vreau să văd. Depinde de ea, dacă va ști să stea departe de probleme. Eu dacă mă duc acasă, mă feresc de urșini, nu vreau înapoi, am zis că când am și bă vreme să mă duc în sat, nici pe lângă poartă n-am să trec. Nu vreau să mă ieșiu legată cu poliția, cu penitenciarele, nu vreau deloc. Am prins ca când o frică și ură pe tăta asta și nu vreau deloc să mă întorc înapoi. De ce? Pentru că îmi pierd anii din viață care eu pot să fac ceva acasă pentru familia mea, adică îți pierd timp aici. Ce să fac? Aici, în afară de cer și greti, nu văd nimic. Închisoarea este o traumă psihologică gravă, atât pentru femeia condamnată, cât și pentru copilul său. Am născut-o aici, nu vede nic. Trebuie să aibă altă copilărie, nu aici, cu mine. Să suferi ei pentru ceea ce am făcut eu. Mereu stau cu gândul, când, mai ales când o văd pe dânsa cât zi și pe psică, la tăt care vede pe gardul ăsta zi și psică. Apoi, dintr-o parte, parcă vine să plâng, pentru că dacă era la libertate, știe tăt și cum și ce înseamnă. Dar aici eu văzut numai psică, în realitate, și de-am iet la tăt, spune psică. Orice n-ar vedea, e la dânsa psică. Și deodată mă încurg lacrimile când o văd. Că psica, psica, mama, psica. Da. Cred că n-a să crească mare, n-a să-i spun cu tata. N-o să-i spuneți? De ce? Nu știu și cum a să uit el la mine. Și gândurile să-și facă ei de mine. Asta că ea că am mai crescut în pușcării. Parcă mă tem să-i spun că n-o să crească mare. Deși este mulțumită pentru condițiile din penitenciar, pentru Ana zilele de detenție sunt prea lungi. Femeia visează la o familie. Uneori mă gândesc că ea că mă duc acasă, mă duc la lucru. Vreau să-mi fac a meu, să nu trăiesc prin chirii. Să ne aranjez fata, să mă pun eu pe picioare, pe urmă cu timpul să-mi găsesc un băiet care să-mi iubească copilul. Dar totuși stau, când îmi fac gânduri de astea, păi pe urmă zic, stai, nu-mi fac planuri, că nici nu știi cum nu sprânești. Eu dau să încerc să trăiesc cu ziua de azi. Credeți că veți reuși? Nu cred, sunt sigură. Să reușesc. Stânără de ghes înșepetat. Ana Mazurenko afirmă că micuța a schimbat-o total și face totul pentru ea, în speranța că atunci când va crește, o va ierta pentru că a născut-o după gratii. Vreau să-i ofer și ei și n-am avut eu în copilărie. Eu niciodată n-am fost la circ, n-am fost niciodată. Dar acum ies pe dânsa, o duc peste tată. Anume să aibă și ei și eu n-am avut, că trebuie să am. Ana vrea ca povestea ei să fie cunoscută, chiar dacă până acum i-a fost greu să o spună. Acum nu se ascunde, face un prim pas ca fetele de vârsta ei să fie atente și să nu comită greșelile ei. Posibil, da. Mai ales pentru mamele cu copii. Da, știți cum spune, nu-i străcuit nimeni ziua de azi. Poți să te închide și să te trezești la pușcării. Dar fetele ar trebui să-și aleagă prieteni, pentru că în ziua de azi prietenii fac tot. Nici nu știi, poate să-ți facă prietena ta, dacă ești tu. Să, înainte ca să prietenească ceva, trebuie să o vadă sau să-l vadă destul de normal. Să nu ajungă pe drumurile mele. Sau nu numai amele, mamelor. Pentru că lor le pare o glumă la fetele de la libertate. Dar când ajung aici, gândesc, realizează altfel. Și mai are o dorință, ca mama să o ierte.
cel mai tare lui mamă. Cât o plâns e, eu nici pe alături n-am plâns atât. Și ați cerut iertare? Nu, nu m-am dat. De multe ori. Și azi mă duc acasă să-i mi-și arunc iertare la dânsă. Pentru că e prima nepoțică și e... Își dorie ca acasă să o crească, să participă în creșterea ei. Și nu am avut posibilitate. Să mă duc acasă, permanent, să-mi cer iertare la dânsă. Ana Mazurenko are planuri mari. Speră să iasă cât mai curând și să-și continue viața. Prima săptămână, cred că mă duc la mamă. Dar pe urmă mă duc la bunica mea în sat. De ce acolo? Pentru că acolo vreau să-mi dau fata la grădiniță. A să văd. Încă nu fac planuri ca până se prinește așa cum îți pui în gând. Da, nu vreți să locuiți cu părinții? Nu, pentru că a să mă sfădiez la tătănica cu tata și înapoi eu nu vreau. Vreau la bunica. Este două căsă în ogradă. Este unde trăiești ieși și este casă liberă. Și am vorbit mai de mult cu mama, că să vorbească cu bunic, mi-a cheia că dacă mă duc acasă, mă duc acolo. Și eu zic că nici o problemă, tipa la sus vii. Vreau să-mi dau o fată la grădiniță, să-mi găsesc un lucru stabil în călăraș pe prima perioadă. Pe urmă, cred că am să mă duc la mătușa mea la Franța. A să văd în câtă tine e. Nu vreau să-mi fac planuri, tipa mea. Când urmează să fiți eliberată? Pe 15 decembrie 2024. Deci mai aveți? Da, mai am 1 an și 5 luni, dar am judecăți cu eliberarea condiționată înainte de termen. Am pe 21 prima judecată. Sperați să fie pozitiv? Parcă n-am speranță. Am refuzat de atâtea ori la atâtea judecățile și parcă... Nu știu, 90% îmi spune că nu și 10% îmi spune că tata se simte normal și este duși acasă. Dar tot, stau cu speranța că poate mă duci înainte de termen. În blocul de detenție pentru mame și copii am întâlnit-o și pe Maria. Va rămâne deocamdată în anonimat și noi îi respectăm această decizie. A acceptat să ne relateze povestea vieții a unei mame cu 7 copii. Doar pe unul îl poate strânge în brațe. A fost extradată din Rusia după cererea procurorului din Moldova pentru o infracțiune care a fost comisă în 2011-2012. Despre ce infracțiune este vorba? De articolul 165, infracțiune comisă în comun cu mai multe persoane. De fapt, eu am fost am ca un martor. Merge și cercetare și acum. Să înțelegeți, am trăit cum combinat și cu o persoană din origine din Turcia, care avea discotecă și erau fete de la Moldova care dansau oficial, legal, aveau și cărțile de muncă, am înțeles, și de medicină, dar la un moment, după cum am înțeles, tot din spusele la procuror, că cineva din fete a făcut o plângere pe ei, le forțau. Ce să fac? Să fac prostituție. A făcut o plângere. Și cum am început în cercetarea, la un moment dat a spus că într-un fel că și eu tot știam. Și am mers cu un complice, că de ce n-am fost și am spus că ea că îi fac așa ceva și trebuie din cauza asta ca un complice în grup. Am intrat și eu. Nu să știați cu ce se ocupă soțul? Eu la știam că el avea club de noapte, că eram fost acolo și am văzut fete că nu le forțau nimeni și dansau. E asta și am văzut eu. Dar eu stăteam la Moldova, adică el se ducea, venea, se ducea, eu trălucuiam la Moldova. Și exact ce se întâmplă acolo, nu știam. Maria a trăit în concubinaj cu cetățeanul turc aproximativ un an. În acest timp, pretinsele dansatoare au început să se plângă autorităților din Republica Moldova că ar fi fost exploatate sexual, iar el a fugit în Turcia. El mai mult venea în ospiție și așa am făcut cunoștință aici la Moldova. El venise la prietenul lui, care tot era căsătorit cu
o fată din Moldova și avea copil. Și am făcut știință cu ei și adică am făcut știință și cu părinții mei, adică nu m-am gândit niciodată că poate să fie așa ceva, dar din păcate nu a fost sincer cu mine. Cât ți-a năstrăit cu el? Un an de zile după asta am rupt toate legăturile, cum s-au început problemele, el a plecat, el a fugit. Cum s-au început problemele, el și-a luat valiza și prin ambasadă a fugit. Eu am rămas. Pe mine deodată nu m-a tras la răspundere, cum am înțeles că merge cercetarea. Maria a început să caute soluții, dar tot ce zărea în jurul ei era emigrarea în străinătate și a sosit momentul care a împins-o să-și facă bagajele. Când s-au început problemele astea, rudele mele s-au supărat pe mine, eu n-aveam unde să mă întorc, n-aveam nici casă, nici serviciu, n-aveam nică. Și o prietenă de mine din Rusia mi-a propus să vin la ea în Rusia, că mă ajută ea cu serviciu. Și am plecat în Rusia în 2013, în ianuarie. Și acolo am făcut știință de acum cu soțul la copiii mei și am locuit acolo 10 ani de zile. În timp 10 ani de zile am părăsit țara din Rusia, adică am fost și în alte țări, oficial îmi făceam patent cum se face acolo, adică niciodată nu a ieșit că sunt căutare. Dar când am dat, cum spune limba rusă, în Zaporos, pentru niște cereri pentru documentele, devința de naștere între pe ea, din Moldova, atunci a venit un răspuns că eu sunt căutare din 2013, din, dacă nu mă greșesc, în mai. Timp de 10 ani, autoritățile de la Chișinău au încercat să ia legătura cu familia Mariei. Nu au reușit și au dat-o în căutare internațională. Eu și nici nu aveam cine să-mi spui că nu am. Mama mea căsătorită în Rusia, cetățean în Rusia, dar tata n-am avut legătură încă când eram la Moldova, adică el avea familia lui și era departe. Avea moș, dar adică procurorul nu știa adresa la moșii mei sau să spui că să vie cineva că sunt în căutare. Și fiindcă am fost în căutare, eu de acum acolo aveam 4 copii și eram însărcinată cu a 5-lea copii, m-au arestat. Cum când v-au arestat? În ce condiții? Unde vă aflați dumneavoastră când v-au arestat? Eu am depus cum cerere că vreau să scoată documentele, dar nu se face așa ușor. Dar asta la poliție se face. Și am arătat unde e adresa, adică ei știau unde e adresa, că sunt vii. Și au venit acasă. De acasă eram cu copiii. Au venit și au spus că au venit un răspuns că sunteți în căutare. Puteți mai mergi odată cu noi, să luăm amretele, da, la digitale, da, să vedem într-adevăr, sunteți dumneavoastră. Atunci, în lacrimi, soțul nu era alături, era la muncă în alt oraș, departe, foarte departe. El trebuia să vii cu trenul două nopți ca să ajungă la noi. Femeia a fost ridicată de acasă împreună cu cei 4 copii și escortată la cel mai apropiat sector de poliție. Își amintește cu durere momentul când a fost ruptă de micuții ei. M-a luat cu copii împreună, a spus că o să fie tot bine să-mi dă drumul acasă. Dar s-a primit așa că pe mine m-au arestat și copiii l-au luat la casă. Copii? Au început de reabilitație. Să înțelegeți, copilul cea mai mică într-atât era legat de mine, eu ca de atașare, când l-a zmus din mâinile mele, din braț, au rupt și unghii la rochița care avem și copilul ăsta 2 zile, cum am înțeles, în spital, că a avut, nu mânca, nu nică, a avut... Șoc? Da, a avut un șoc. De la asta au început probleme cu stomacul, când se enervează, începe plânge, începe să-l doare. Stomacul și acum probleme, nu poate să alimenteze normal, ca un fel de alergie la gluten. De atunci ea trăiește o adevărată dramă, iar pentru a-și duce zilele mai ușor, și-a amenajat în celulă propriul colț. Are mai multe fotografii care îi amintesc de copiii de care s-a despărțit în urmă cu aproape 2 ani. La centru de reabilitație se află 4 copii, de acum au 4 ani și 8 ani, 2 copii gemenări, băie și fată. Și cât am stat acolo, aproximativ 9 luni de zile, n-am avut legătură, nu puteam să fac legătură cu copiii. De ce? Când aveam permisiune, da, să fac o permisiune de la procuror de la Moldova, asta e foarte mult timp.
Și se vede, cum am înțeles, și ambasada la Moldovei nu funcționa atunci. Că vroiam să fac, că sunt eu copii cu mine în extradare, să-mi fac împreună cu copiii. Și n-am primit răspuns și am fost extradat fără copii. Maria l-a născut pe al șaptelea copil într-o închisoare din Federația Rusă. Ea spune că anume acolo a trăit cele mai complicate momente din viață. Am născut fetița. De ce? Că am avut nervi. Posibil de asta mă gândesc că nu s-a dezvoltat normal copilul în burtă. Și nu au examinat-o de la început. La 2 luni de zile a făcut operații la fetița acolo, cât am stat în... la burtică, adică un mațul cel gros s-a împletit cu ceva, a fost o împletitură și avea constipații foarte mari până și plângea permanent, foarte rar făcea constipații. La un moment dat a ieșit o umflătură foarte mare la pânce și acum am înțeles că au luat-o cu salvare, pe mine nu m-a luat, au luat-o numai pe ei, ca cu după regulă mama rămâne pe loc și copilul plec cu un medic din NCR. Am crezut că nu mai văd fata, că am văzut-o galbenă. M-am spăriat că nu, cine știe ce mai face și poate și nu mai văd înapoi. Maria s-a aflat în arest preventiv în Rusia mai bine de jumătate de an, timp în care s-a ales cu traume greu de imaginat. În orașul Astrahan au fost foarte departe de oraș. Numai cât am încercat că chema salvarea, au trecut 5 ore. N-aveau condiții pentru însărcinate acolo. Dar și însărcinată au spus că nu pot să mă duc în alt oraș unde sunt mame cu copii. Și de asta am stat acolo. Condiții au fost foarte rele, erau șoareci, suișoareci mai mult pe noi. Noi aveau condiții pentru mamă și copil. Dar pe urmă, cum s-a născut copilul, mult timp n-am stat acolo. Ne-au extradat din Astrahan în Moscova. Și de cumva spus că acolo erau, tot nu aș spune, condiții bune, că vreau un copil să doarmă, altul se trezește. Erau 15 ani cu 15 copii și o cameră mare, că cât de mare calidorul ăsta, ca o cameră mare. Și toți pat, pătuc, pat, pătuc, în dulap. Să plânge un copil, toți se trezesc. Și era greu în timp de cât am fost acolo la Moscova. Femeia are la libertate încă 6 copii. 4 pe care nu i-a văzut de aproape 2 ani se află la un centru de plasament în Federația Rusă, de unde a fost extradată. Cu ajutorul administrației, după multe încercări, totuși am reușit și am făcut legătură cu centrul de reabilitație unde sunt copiii mei. Și am făcut o întâlnire prin Skype, de scurtă durată. Am văzut și eu copiii și ei pe mine. M-am te-ai schimbat așa de mult, vorbeam în limba rusă, că mai mult vorbești în limba rusă și în timp de o an de zi cât a vorbit acolo numai în limba rusă a vorbit. Când erau cu mine acasă mai vorbeam și în română, adică mă întâlnește, dar acolo numai în rusă copii cam greu să dădeau. Dar am o speranță cu ajutorul Domnului că vreau să-i chem în coace, tot cu ajutorul administrației. Am scris la protecția și dreptul copilului. Am scris să mă ajute să aduc, să extradez copiii din Rusia încoace. Iar tatăl celor 5 copii? El e cetățean a țării din Tajikistan, nu e al Rusiei. Și la moment e cu formarea actelor, tot legea lor, că mulți ani nu au fost la el în Tajikistan. Au fost mai mult de 10 ani, au fost cu mine acolo, în Rusia, adică copiii muncea. Și după legea lor trebuie să fie un timp oricare acolo. Tot au avut întrebări de ce cauză și mai ales au aflat procuratura că eu trăia cu mine și eu sunt fost arestată, din ce cauză. Adică erau orice casă, erau întrebări, dar tot normal. Am înțeles că trebuie de acum să dai permisiune să iasă din țară, că dau un an o stat. Și sperăm că o să vii la Moldova, vrem să vii la Moldova. Și să facem o căsătorie oficială și să fie el alături de copii. Deținuta mai are 2 copii în Republica Moldova, care nu i-a văzut de mai bine de 8 ani. La primul soț am fost căsătorită la Moldova. Ce vârstă aveați atunci? 17 ani când m-am căsătorit, eram un copil, după clasa 9.
la 18 ani m-am născut băiatul. Băiatul acum are 16 ani. Învață bine. Învață la colegii de informatică acum, la momentul dat. Și mai am o fetiță. A fost bravă, 14 ani. Sunt cu bunica. Că el totuși a făcut altă viață, adică are altă soție, cum am înțeles. Nu știu dacă are copii, că nu sunt la curent. Copii cu bunica eram. Am făcut legături tot timpul cu acum bunica și... Dar chiar și fata îmi spune că cât mai stau cu bunica, cât mai pot, bunica e bătrână. Și fata e bravă și o ajută pe bunica în toate, și cu gătitul, și cu animalele. De când ați văzut? Înainte să ducă fata în clasa întâi, de atunci nu am mai văzut-o. Adică am făcut legături prin Skype, dar așa că să o îmbrățișez, să fiu alături, să mai vorbesc altfel, adică nu ca prin Skype. Câți ani sunt? Azi primește din 8 ani. Întâmplător, cei doi copii au aflat că mama lor a revenit în Republica Moldova, dar sunt extrem de supărați. Nu a ajuns la ei, ci în penitenciar. N-au știut până nu de mult. Și au fost supărați, zice, adică nu fac legătură. Că eu totuși mă gândeam cum vin acasă, aici mă lămuresc. Dar nu e atât de ușor cum mi se pare, cum mi s-a părut mie. E greu. Că mi-e ușor să scați. Adică să înseamnă o cercetare, foarte ușor să declar pe cineva că e vinovat. Dar să demonstrezi că nu ești vinovat, e foarte greu. Și nu știu cât am să fiu încă departe de ei, de cum spune, speranța mare ultimă. Sper că am să mă întorc și am să-i cuprind și copiii permanent au nevoie de mamă. De când a ajuns după gratii, pe Maria nu a vizitat-o nimeni niciodată, nici măcar când a născut cel de-al șaptelea copil în Rusia. Când se ies din maternitate, în cătuș, cu copilul în brațe, la era la o soră medicală care ne era alături până să ajungem la financiar, adică să nu mă simt eu rău, să nu simt copilul rău, trebuie să meargă o soră medicală. Și... în lacrimi, clar lucru că în cătuș, copilul într-un ochelaș ca de la spital, nu puteam să iau nici o haină, nică, pentru o fetiță, că eram rudele departe, des departe. Și faptul cel că nu te sosește rudele tăi, nici mama, nici soțul, nici acei apropiați din cunoscuți, că nu erau permanent alături. Dar am ajuns iarăși într-o celulă la penitenciar. A fost un stres foarte mare un timp. Femeia a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane. Din anul 2022, din iunie, data de 15, până în februarie. Cam jumătate de an. Chiar mai mult, 8 luni primește. Da, pentru că eu în februarie am venit în coace. Februarie. Deci, că din februarie stau cu cercetările, cu examinările. În 2013, adică, s-au făcut cercetările fără mine. Și când am venit în coace, de acum au fost două ore judecăți și ultima dată mi-au cerut 5 ani. Să-mi spășesc pedeapsa. Ne-au dat 5 ani. Dar eu am dat la curtea de apel. Și aștept acum, în februarie, tocmai să avem judecată la curtea de apel. Micuța este și ea condamnată să trăiască în închisoare, alături de mama ei. Camera lor nu arată deloc ca o celulă. Acesta este patul pentru mamă și pătuțul pentru copil. Este camera mamei și a copilului. Condițiile sunt bune, însă nu o fac pe mamă să uite unde se află. Din prima zi, diferența e foarte mare. Adică și atitudinea și drepturi mai multe. Și pentru copii multe, după cum vedeți, avem și baie. Acolo baie nu era. Era un tăzut și spălam fetele, copiii pe rând. Și cu apă caldă, nu avem probleme. Absolut, adică condițiile sunt toate, ca la mulți chiar acasă, spunem sincer, cum sunt oamenii la țară, nici apă caldă mulți chiar n-au acasă. Aici deținuta poate să stea cu copilul până la vârsta de 3 ani. După aceea, micuța este lăsată în grija familiei sau a unui asistent parental. Știu și nici nu vreau să mă gândesc la asta, că e greu.
Noi cred că toate așa sunt. Nici nu vrem să ne gândim la asta. Să ne aducem aminte, adică. Da, mai mică. De ce? Nu poți să ne închipui dispărțire față cu de copilul care stai cu tine, cu dânsul permanent. Ne atașăm și copilul se atașează. Nu ne închipui cum copilul să fie fără mine sau eu fără copil. De asta și nu mă stărus, nu mă gândesc că... Te simți rău așa, mic? Da. Nu ne închipui cum îngerar și să-ți duc fără mămică acasă. Și mămica fără tine cum stăie. Sperăm, într-adevăr, că fiecare mamă să-și poată educa copilul acasă, mai ales să ești mici. Dar și de ce e mare, că când ești mare atunci mai mult parcă ai nevoie de mâncare. Și eu mă gândesc deodată cât de mult ne lipsește mamă, dar din copil. Noi mături și ne-i greu, vrei umilă de mamă. Casa mamei și a copilului nu se deosebește cu nimic de o casă obișnuită. Camerele sunt amenajate, este televizor, covor pe podea. Au o bucătărie comună, grup sanitar, dar și o cameră de joacă pentru copii. Singurul lucru care le amintește de pușcărie sunt ușile din fier și curtea înconjurată cu sârmă, însoțit de sentimentul de vinovăție față de copil. Față de ea? Da. Desigur. Că nu vede nimic, adică... Cât camera asta, celula, mai sunt copilași, dar mai vă joacă cu ei, dar nu vede frați, surori, pe bunici, pe tatăl, adică nu poate să prindle, să mergem undeva la plimbare. Copil crește, nu ne închipă cum a să fie când a să înceapă a înțelege toate. Și când a să spun că acolo după partea ce nu se poate să te duci. Cum mai sunt și alte copii când plâng, când vor în partea ce e foarte greu. Da. Nu știu cum o să fie mai departe, până când nu înțelegem, mai ne ducem încolo, încoacem, ducem în ospiții la fetele în alte camere. Îi distragem atenția. Dar dacă crește mai mare, nu știu cum o să mă exprez. N-am idei cum o să mă isprăvesc. În blocul de detenție al penitenciarului numărul 16 Pruncul sunt 3 mame. Aici deținutele beneficiază de terapii psihologice. Nu ne dăm stăruință și arătăm că nu suntem noi atât de rele. Da, am făcut greșeli. Da, ne pare foarte rău, într-adevăr ne pare rău că s-a întâmplat așa. Și cu ajutorul la psihologi, la lucrători de aici care tot lucrează asupra educației, mă gândesc și la alte persoane, trecem cu succes. Și posibil, poate cumva să trecem mai repede, să ajungem mai repede acasă. Maria și-a pierdut pentru o vreme libertatea, oricât și-ar dori să creadă altfel. Alarma care dă negreșit trezirea dimineața le reamintește că sunt în închisoare. Plătesc prea scump copiii mei, rudele mele. Mulți s-au supărat. Cu mulți am pierdut legătura, cu foarte mulți persoane. Mama 5 ani n-a vorbit cu mine. 5 ani, apoi când au aflat că am care nepoței, din nou, adică am început cu încetul, cu încetul și apoi a văzut că ne-am corectat de atât, că sunt alte persoane. Din nou ne-am atașat una de alta. Dar acum tot e normal. Dar suntem iarăși, suntem în departe. Și e greu, adică eu în loc să stau acum să am grijă de ea, că are operații la picioare, are simte de acum și vârsta. Ea e nevoită să lucreze, că să mă ajut pe mine și copiii mei care au stat la un centru, că să mai poată și ei să mlânzească cu un dulce, cu ceva dulce. E foarte rău că am ajuns aici. Este povestea de viață a Mariei, întâmplarea care a schimbat-o radical și a lăsat urme. Își dorește că experiența ei să fie cunoscută, iar femeile să fie atente și să nu comită aceleași greșeli. O să vadă că e rău, nu că e rău, că e foarte rău la departe de copii, de părinți. Înainte vreau să îndrumesc că înainte că își fac o faptă, într-adevăr nu degeaba spune 7 ore, gândește și apoi tai. Într-adevăr, trebuie, cât de tânăr n-ar fi, gândește, sfătuie-te,
cu mama, nu știu, cu mătușa. Prietenele nu tot timpul aduc la bine. Din păcate, a demonstrat și viața că deodată și în concubinaș cu 3-4 ani, se pare că faci și tot pentru tine și steaua ți-o dă de pe cer, dar într-adevăr, la urmă, când ajungi la probleme, fuge și te lasă ține de una singură. Și de asta, în primul rând, trebuie de gândit. Și decât să faci un lucru care e cu pericol sau care încalcă niște reguli, eu aș sfătui să nu fac. În penitenciarele din Republica Moldova și spășesc pedeapsa pentru diverse infracțiuni peste 240 de femei. 3 stau împreună cu micuții lor, iar o femeie este însărcinată și va naște după gratii.